o tură organizată de mine și de Bogdan Sabin. În principal vizează Parcul Național Rusen-Silom, ramura râului Malchilom. Ne vom deplasa pe biciclete circa 40 de kilometri până la Nisovo, iar de la Nisovo vom intra în ramura de parc de-a lungul râului Malchilom. Este rezervație naturală, păsări, vegetație de o frumusețe extraordinară, faleze de stâncă cu numeroase grote. Cea mai renumită este Marea Biserică de la Nisovo, Sfinții Constantin și Elena, care este o grotă săpată în stâncă, cam la 25 de metri înălțime și care spun ghidurile că ar fi fost locuită ca și cele din zona Ivanovo de către călugări sârbești. Zona fiind superbă, am pus pe Facebook, Bogdan și-a anunțat și el prietenii și a ieșit de o tură, vedeți, cred că suntem vreo 15 aici, n-am numărat, dar s-au adunat extraordinar de mulți. Sunt un fel de ghid pentru bureștenii, cunosc cam din 2009, bat Parcul Național Rusen-Silom și pot spune că îl știu destul de bine de bătut cu bicicletele. Mai e o ramură a lui care încă nu o știu în totalitate, pe sub viaductul de la Pisaneț, pe Belilo. Cam asta este tura de astăzi, care va suma cam 115 km. Am zis că decât să ne ducem să ascultăm manele și să ne sfârie grătarele, cam mai bine să le cânte păsărelele, să auzim apa cum susură, iarbă verde, aer curat, altceva ce să spun. Eu am lansat invitația și pentru mulți giurgiuveni pe două site-uri, am, deci odată pe Facebook și odată pe site-ul Octavianul de pe Antrac.ro. Nu, vedeți că bucureștenii vin mai degrabă în zona Parcului Național decât giurgiuvenii noștri. Noi avem, deci sunt 30 de kilometri până la Ivanovo, 40 de kilometri până la Nisovo. Acum, ce să spun, poate din reportajul ăsta, poate se vor găsi mai mulți îndrăgostiți de natură și de bicicletă care să meargă la turele organizate. Nu știu, nu aveam ce face azi, am văzut că domnul Jipa organizează o tură în Bulgaria, m-a invitat și pe mine și am zis să merg. A postat niște poze de la turele lui anterioare din Parcul Național și mi-a plăcut. Vă numiți? Ilie Răzvan din București.